Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O dimineață așa de decembrie, mai călduroasă decât ar fi fost normal să fie. Astăzi nici nu mai plouă, pentru cei care încă nu v-ați uitat pe geam și vă pregătiți pentru a începe o nouă zi. Încă nu ai nins, nu e nici ger, nu a înghețat afară, deci încă putem păși așa elegant pe tocuri. O să vedem de săptămâna viitoare, ci deci că uh, se anunță temperaturi mai uh, scăzute. Dar deocamdată putem să ne bucurăm încă de uh, căldură, uh, de zile frumoase. Pe aici, pe acolo mai iasă și soarele. Mai dacă nu iasă soarele pe cer, sunt foarte convinsă că soarele din sufletele noastre încălzesc suficient atmosfera. Noi stăm de povești așa la gura sobei, cum ne-am obișnuit din 13 noiembrie, Apropo, am făcut o lună de zile, am împlinit o luniță zilele acestea și mulțumesc celor din echipă. Îi mulțumesc Corinei, în primul rând, pentru că datorită ei avem șansa să ne vedem în fiecare dimineață aici, la dale dimineții. Îi mulțumesc lui Rossi că se trezește alături de mine în fiecare dimineață și rezistăm eroic în acest maraton. Și, bineînțeles, mulțumesc la toată echipa fetelor lui Petronela și Lunii. Nicol că ne ajută, ne ajută cu materiale, sunt mereu alături de noi și mulțumesc lui Petronela că e foarte atentă la detalii și să știți că foarte multe lucruri s-au corectat datorită ei și bineînțeles celor trei tineri minunați, le mulțumesc Alin, Bianca și Andra, care vin alături de noi, dragii mei, în fiecare dimineață. Răspund spun bună dimineața, le mulțumesc că sunt alături de noi și sper să ducem mai departe dale dimineții, nu să ne oprim așa prea repede. Până una alta, suntem încă în perioada sărbătorilor de iarnă și vrem, vrem să fim mai buni. Adică ne dorim să fim mai buni, cred eu, nu știu. Fiecare după puteri. Eu am învățat așa, sau am văzut din experiența mea. Societatea în care trăim e formată din comunități. Comunități mai mici, care se pregătesc de la mic la mare spre a. Face ceva. Nu știu ce, ce ar putea să facă fiecare comunitate dumneavoastră. Ce părere aveți? Aștept părerile dumneavoastră pe pagina de Facebook pentru că suntem live. Uh, sunt în live și pe YouTube, dragii mei, și aștept uh, să uh, povestim în timpul emisiunii, am văzut că dau citire uh, mesajelor, uh, fiecare dintre dumneavoastră ce părere aveți, uh, cum ar trebui să se dezvolte o comunitate până să ajungem în marea societate uh, despre o astfel de comunitate frumoasă, vom vorbi uh, în această dimineață, aici la gura șemineului, cu nimeni altul decât Emil Rișteiu. Bună dimineața, domnule Rișteiu și Bună mulțumesc. Dimineața. Mulțumesc că ați venit așa de dimineață. Și dimineața. eu mulțumesc de, de invitație. E O pic cam matinal, dar asta este. Chiar mă gândeam că sunt într-o perioadă în care pot dormi mai mult dimineața, dar ne uită de data asta mai convins să vin să stăm la căldura șevineului. Poveștile astea despre viață se poartă teoretic la gura sobei. Seara, după masa. Eu sunt atipică, eu încep ziua la o poveste, la gura sobei. Dar știți cine se trezește de dimineață, se spune că ajunge departe. Ce ziceți? Da, vorbele astea românești tot timpul m-au călăuzit și tot timpul observ că se adevăresc, indiferent în zona pozitivă sau cea negativă, așa că să ținem de poveștile de dimineață, să ajungem departe, să ne trezim dimineața să ajungem departe. Doamne ajută! Acum am început această dimineață în această formă pentru că în minutele care urmează o să avem un material pe care noi echipa de la Dale Dimineții l-am înregistrat la Ioana Bogdan acolo la ritual pe strada Eminescu vis a -vis de poliția județeană dragii mei Uh, unde Ioana face lucruri deosebite, minunate. Uh, ce face Ioana acolo la ritual? Haideți să vedem împreună și, pe urmă, vom povesti despre cum ne formăm noi, ca și, ca și comunități, și cât de importanți sunt copiii în astfel de comunica, uh, comunități. Cei mai mici uh, sunt cei mai fericiți în această perioadă pentru că totul se întâmplă pentru ei, dar tu nu faci aceste ateliere doar în această perioadă mirifică, minunată a anului. Tu faci aceste ateliere pentru uh, copii tot timpul anului. Povestește-ne câteva cuvinte ce înseamnă atelierele pentru copii. Totul a început în 2019, când am deschis prima școală de bucătari, care a fost la Cluj. Apoi a venit pandemia și, oarecum, am pus totul pe, totul pe pauză. Iar când am, când am reînceput, am zis că pentru comunitatea din Deva ar fi mai important să fiu prezent aici. Și atunci, deschizând și. Restaurantul ritual. Am zis că putem să folosim spațiul de aici și pentru atelierele de gătit. Și uite, așa am început din anul 2022 atelierele de gătit pentru copii și adulți, care se desfășoară aici la noi la ritual, pe strada Mihai Minescu vis-a-vis de poliție. Încercăm în fiecare săptămână să avem ateliere de gătit. O săptămână pentru copii, o săptămână pentru adulți și mai facem și ateliere de gătit pentru pentru profesioniști, pentru că e important să învățăm unii de alții și e important să devenim mai buni împreună. Iar dacă ai menționat atelierele de gătit pentru copii, având și eu un copil la rândul meu, mi se pare foarte distractiv să lucrez cu ei, sunt foarte emoționați de fiecare dată când vin, dar sunt foarte creativi, iar creativitatea Asta lor trebuie să o folosim și trebuie să o canalizăm într-un domeniu care este pe placul lor, bucătăria și gastronomia și cred că mămicile sunt cele mai fericite pentru că ele vor profita mai târziu de toată munca pe care eu o depun acum pentru că acești copilași vor deveni cele mai bune ajutoare ale părinților în bucătărie. Orice activitate pentru copii, știm deja, am întâlnit foarte mulți oameni care ne povestesc, copiii au nevoie să-și consume energia. Totuși, ei, în cadrul atelierelor, învață să comunice, să socializeze, pe lângă că învață să gătească, ceea ce nu cred că e chiar real la o vârstă atât de fragedă, dar ei învață să socializeze. Acum tu deja lucrii cu o parte dintre ei. Îi vezi schimbați de la un curs la altul. În primul rând este un atelier senzorial și asta e foarte important pentru că lucrăm foarte mult cu mânuțele, simțim, gustăm, ne dezvoltăm papilele gustative. E foarte important faptul că punem foarte mare accent pe mâncarea sănătoasă și învățăm cum trebuie să se alimenteze sănătos. Și am fost foarte uimită să văd că mulți copii nu au încercat foarte multe ingrediente și aici au posibilitatea să descopere multitudinea de ingrediente și pe care, care ne sunt oferite. Și atunci este un, un atelier unde lucrăm pe toate palierele unde învățăm cum să se hrănească, unde învățăm cum să-și miște mânuțele, unde învățăm cum să comunice, pentru că toate atelierele noastre încep cu o prezentare în primul rând a mea, după care fiecare trebuie să se prezinte și atunci încep încet, încet să se lege prietenii, să se lege o comunitate, iar copiii, pe lângă faptul că gătesc și mănâncă, deci mâncăm la final, degustăm toate produsele împreună, deci sunt două ore și jumătate pe care ni le petrecem Aici, la ritual și sufertaș, în care copiii se descoperă și descoperă nou, o lume nouă. Care e întrebarea frecventă pe care o întâlnești la ei? Cu siguranță au sute de întrebări, dar probabil că au cu toții o întrebare care se repetă. Da, și eu acum ce trebuie să fac? <laughs> și răspunsul meu întotdeauna este: Lasă-ți creativitatea să lucreze. Tot ceea ce faci este bine, pentru că asta este și scopul nostru, să le dezvoltăm încrederea în ei, încrederea că toate deciziile și tot ce fac este bine. Cum te pot contacta părinții în cazul în care se hotărăsc să vină la atelier alături de copii sau doar copilul? Cum te găsesc? Informațiile, toate informațiile noastre sunt pe pagina noastră de social media, pe Facebook și pe Instagram, Ritual by Ioana Bogdan. Într-adevăr, avem cursuri în care copiii vin singuri, avem cursuri în care copiii vin însoțiți de părinți. Asta rămâne la latitudinea părinților, dacă vor să-și petreacă două ore și jumătate în compania copiilor și să lucreze în echipă, pentru că am observat că de multe ori aceste ateliere sunt un motiv și foarte bun pentru ca legătura dintre părinte și copil să se sudeze mai bine. Promitem să fim prezenți la următorul atelier. Ne primești? De-abia aștept! Aici ne luăm la revedere de la Iona, dar rămâneți aproape de noi să vedem ce gătim. Un subiect pe care îl atingem foarte rar, pentru că mereu trecem la oamenii mari mereu uităm că de fapt cum micile comunități, societatea până la urmă e formată din oameni care cresc undeva omuleții aceștia mici pe care nu îi luăm în seamă de cele mai multe ori uităm că și noi am fost ca ei, și astăzi suntem oameni mari, pentru că cineva ca Ioana Bogdan a avut grijă să ne formăm uh, ca oameni, părinții, bunicii, primul învățător uh, pe care nu o să-l uităm niciodată, zic, cred, sunteți de aceeași părere cu mine. Da, da. da, învățătorul, educatorul, învățătorul sunt oamenii care cred că pe fiecare ne, ne marchează viitorul. Ne rămână minte indiferent indiferent pe ce drumul mergem indiferent cât de puține place școala învățătorul și educatorul sunt cei care ne rămân în minte pentru toată viața. Eu așa mă consider chiar dacă nu greșim că nu ne întoarcem la ei măcar din când în când să-i salutăm și să uh, le spunem o vorbă de, de bine. Asta, din păcate, și eu am făcut greșeala asta. Am vrut să-l caut pe învățătorul meu uh, anul, în primăvară și, din păcate, a murit. Așa, o părere de rău am avut că n-am făcut-o mai repede. Trebuia să mă duc anul trecut și atunci, sigur, îl găseam în viață. Asta a fost. Cred că și lucrul ăsta îmi va rămâne în minte. Într-adevăr, comunitatea nu are viitor, nu uh, are nicio strategie dacă nu are grijă de, de copii. Lucrul ăsta l-am înțeles și din punct de vedere al familiei dar și din punct de vedere administrativ l-am înțeles. L-am simțit cred. Nu cred că m-a sfătuit cineva. L-am simțit instinctiv și s-a dovedit că asta este până la urmă subiectul cel mai important din punct de vedere al, al individului. Spunea tot cineva mai zilele trecute Că oglinda fiecăruia este în copiii pe care îi crește. Și a comunității, oglinda este a copiilor care resar, care evoluează din comunitatea respectivă. Cred că, sau cu siguranță au fost primul club al copiilor și nu știu dacă mai este un club al copiilor la nivel rural din comună la o comună, Club al Copiilor, și din fericire am observat că undeva la o emisiune un artist s-a dus aminte de că el a învățat să cânte sau căntat prima dată public la Clubul Copiilor Magic Star de la Băcia. Am câteva exemple de acolo unde copiii au evoluat sub o anumită formă mai mult s-au dus să socializeze, dar au învățat lucruri și, cel mai important, au învățat să, să comunice într-un alt mod, diferit, într-un grup mai mare, diferit de cel de la școală, unde acolo sunt anumite reguli, dar într-un club al copiilor și ceea ce uh, face Ioana la acea. La uh, uh, nu știu cum să-i spun, cursuri, cursuri, la, la acele cursuri, la acele ateliere. Cursuri, ateliere, la acele ateliere e un lucru extraordinar care uh, cu siguranță îi va, le va pune o sămânță copiilor de ceva, nu neapărat de a prepara o anumită chestiune. Correct. Nu asta este important, așa cum nu este important neapărat să faci cursuri de dansuri sau de tenis sau de handbal, de fotbal. Uh, yes. Cât este de important ceea ce, ce dobândește acolo din punct de vedere al dezvoltării personale ca individ. Copiii uh, sunt ca și o plastelină. Asta uh, nu n a fost de la mine, am uh, mi s-a spus și de fiecare dată s-a adeverit. Copiii sunt ca o plastelină și cu cât este la început, cu cât este mai des, atunci deschisă din cutie, cu atât reușești să o modelezi cum vrei, reușești să, să o faci să, după forma pe care ți-o dorești, dacă lasă să treacă timpul, se întărește, încep să apară fisuri, sunt lucruri care, chiar dacă discutăm de o chestiune materială, de plastelină, dar trebuie să luăm în considerare, toți, și ca și activi în comunitate, dar și ca și părinți. Nu știu dacă ați văzut, am avut zile de trecute sau de vreo săptămână, am avut o postare cu privire la niște brăduți care în 2015 sau 16, cred că 2015, i-am împodobit de crăciun. ei erau în ghivece, un pic mărișor, așa la 60-70 de centimetri, chiar cred că la un metru cei mai mari, era un i am împodobit de Crăciun, copiii au împodobit de Crăciun, dacă te uitai la imagini, la poze, parcă nu-i deosebeai Brăduții cam toți erau la fel, chiar dacă erau uh, diverse specii de brazi, dar cam toți erau la fel. Era o etichetă pusă clasa nu știu care l-au uh, împodobit. În primăvară i-au plantat copiii, am făcut eu o postare publică pe, pe subiectul ăsta. Și ce este, cum să zic așa, uh, nu neapărat de studiu, ci de, ci de, viață. Fiecare, dacă, dacă vede cele două imagini, cum au fost în împodovit, cum au fost când s -am plantat, și se duce acum la zona unde sunt plantați brăduții, uh, se observă o chestiune care seamănă perfect cu evoluția unui om în viață. La început, toți frumoși la fel, după ani, uh, au trecut 6, 5, 6, 7 ani, nu știu cât au trecut, nu are importanță până la urmă numărul ăsta. Îi vezi crescuți, unii mai înalți, unii mai spunzi, unii mai uh, grași, unii, unii mai slabi, slabi. unii uh, parcă s-au cocoșat, alții s-au dezvoltat uh, așa firă. Uh, fiecare în funcție de câte hrană au avut, de toate felurile hrană, nu ne referim numai la... Corect. Uh, cât soare, dacă a fost umbrit de cineva, nu s-a dezvoltat. Dacă a fost îngrijit de cineva, s-a dezvoltat mai frumos. Asta este exact ceea ce putem și noi să urmărim la, la copii. Nu neapărat copiii noștri, dar acolo unde putem interveni în evoluția copiilor. Dacă ai grijă de el, de, că e frumos mic, tot așa frumos, îl crești până este mare și va deveni un om cu sem sau, mă rog, un. Uh, Va, va transmite și el mai departe, prin sămânța lui, un răduț la fel de frumos. De, de aici, uh, cum să ne vă spun, nu, nu trebuie să umblăm, să facem studii, nu trebuie să să, să fim uh, oameni de știință, ca să observăm lucruri reale uh, din experiențele de lângă noi. Până la urmă și vorbele românești, de aici au proverit, n-au... Nu a fost cineva care a făcut studii și experiențe. Nu știu câtă, nu știu câtă școală ca să... Clar că vorbele din bătrâni vin din experiența oamenilor. După fiecare întâmplare, oamenii au scos o vorbă de duh, cum spunem noi. Da, e adevărat. Dacă ne uităm la natură, natura în general, cum vedem evoluând de la un an la altul, ciclurile vieții, exact așa, primăvară, vară, toamnă, iarnă, iarnă toate lucrurile uh, se schimbă creștem și așa cum a spus domnul Rășteiu. Dacă nu suntem umbriți creștem frumos depinde de hrana pe care o primim apă soare căldură hrană sufetească exact despre asta era vorba și asta despre asta e vorba în comunitățile de, de lângă noi pentru că atât timp cât noi Oricare dintre noi, până la urmă, punem uh, mână de la mână, așa cum am văzut că face Ioana Bogdan și echipa de la ritual Ba Ioana sau de la Sufertaș, pentru că acolo e și Raul uh, Vasilonii și mai sunt uh, oameni de bine care fac parte din echipa Ioanei, uh, unde copiii își dezvoltă tot felul de abilități. Nu cred că vor învăța până la urmă să facă o tocăniță cap cu adănii, nu cred că îi va lăsa cineva, uh, dar... Uh, Învață să socializeze, pot să simtă cu mânuțele lor tot felul de ingrediente. E foarte interesant. Sper să ajung acolo, în timpul unui astfel de atelier, și să aduc în casele dumneavoastră pe televizoare sau pe orice device, și mă îndrept către telefon, tocmai pentru că vreau să vă salut, aceste experiențe ale celor mai mici dintre noi, cetățenii acestei societăți. Adriana Furcă zice, bună dimineața, un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, vă pup cu mult drag, Doamne ajută, mulțumim, Doamna Adriana. Daniela Enea, bună dimineața, Dani, mulțumim să știi că încă ne mai avem plăcintă, mulțumim, e foarte bună. Domnul Enea Vasile a fost ieri dimineața alături de noi, îi mulțumim încă o dată pentru tot ce face acolo la Hună Doara, Daniela Enea ne spune. Felicitări pentru aceste emisiuni frumoase, vă urmărim cu drag, mulțumim. Ioana, Tatiana, Adrian Bota, te salutăm, mulțumim că ne urmărești. Bună dimine, spune doamna Ioana Tatiana și îmi zice așa. Îmi amintesc prima spumă de căpșuni făcută împreună cu doamna învățătoare. Dacă închid ochii, îmi reamintesc și gustul. E importantă perioada învățământului primar, ne o reamintim cu drag. Așa e. Cu tot toți ne aducem aminte de copilărie și ajungem la o vârstă la care după ce vrem să creștem și să devenim oameni mari, uităm de unde am plecat. Nu cu răutate, prinși de toate grijile vieții, uităm primii oameni care ne-au pus în picioare, să spunem așa, cei șapte ani de acasă, părinții care te cresc și îți spun mănâncă cu gura închisă, Ați pățit? Da. Mănâncă cu gura să nu, ei iați far farfuria când te ridici de la masă, ați plătit, ați crescut, da, ați trecut prin toate astea? Ca și toată lumea până la urmă. Uh, Cred că toți am trăit episoadele astea. La mese diferite, dar aceleași, aceleași situații. Da. Da. Cu unele rămânem, cu unele, pe, pe unele le pierdem pe parcurs. De câte ori mă uit în casă cât e de dezastru, mi-aduc aminte, pentru că timpul de, de foarte multe ori eu ajung acasă, mă schimb și plec -am, prin prisma Seriei și când arunc așa o privire de exemplu zic Doamne să nu vină mama să vadă aici. ce dezastru am făcut în casă deci cu toții am trăit să spunem partea asta de copilărie cine sunt cei pe care uh, îi simțiți cei mai aproape în educația dumneavoastră? Bunicii? Părinții? Pe cine simțiți dumneavoastră? Părinții uh, Bunicii n-au fost până niciodată doar uh... Pe unul din bunici, l-am cunoscut uh, și care nu a, a fost aproape de. a locuit aproape de noi, îl vedeam doar din când în când, părinții. Părinții cu modestia lor, din punct de vedere al școlii, nu prea mare lucru sau nu școală multă, dar. Uh, Unde v-ați născut? Uh, uh, pe. Uh, pe, Certific buletin? pe certificatul da. de naștere scrie Câmpeni județul Alba dar mă rog, în Bistra o localitate de lângă Câmpeni acolo uh, am crescut <coughs> părinții au fost cei care mi-au uh, dat poate uh, am considerat și atunci și câteodată și acum uh, uh, Educația de bun simț exagerată, până la urmă te pune în inferioritate și de multe ori ai frustrări, dar după aia, când tragi concluzii, tot mai bine este așa decât să fii un un mincinos, un obraznic, un șmecher. dar de multe ori societatea îți dă ce tocmai din cauza faptului că bă, eu lasă, eu nu zic, eu nu-i răspund, eu nu, nu fac ce face el, și ai. Pe moment anumite frustrări, dar pe ansamblu, până la urmă mai consistentă și mai valabilă este educația aia de oameni cu minți, de oameni corecți, și stins, decât aia de hai să te înveți cum te descurci în viață. Până la urmă te descurci, dar poți să te împiedici rău de tot. Am văzut o postare vis-a-vis -vis de asta pe uh, faimosul Facebook de dimineață, zice minciuna urcă cu liftul. Dreptatea vine pe scări. Mai greu, dar ajunge sus întotdeauna. Da, da. Liftul, să mai pot rupe cablurile. Să rămâne bușa blocată și, și uh, stai ne la vorba pe, pe care am învățat-o de la bătrânii noștri. Uh, minciuna are picioare scurte. Mai devreme sau mai târziu, adevărul e, îi rupe picioarele. Da, da. Da, până la urmă, educația asta este cea. Uh, asta, Educația simplă și pe principiile, până la urmă, dacă ei numai vorbele din bătrâni și le, le ansamblez ca linie educative, sunt suficiente pentru un, un individ să crească frumos și să evoluează foarte bine în, în viață. Mă uitam la atelierele Ioanei că nu sunt nimic inedit până la urmă. Eu mi-aduc aminte că în copilăria mea, când nu aveam Facebook, nu era atâta televiziune acum, nu că ar fi ceva rău să luăm partea plină a paharului, uh, au și uh, internetul, are și el uh, părțile lui bune dacă găsim echilibru să-l folosim. Uh, dar noi ne întâlneam pe vremuri uh, când noi eram copii ne strângeam, deși eu am locuit în oraș, în Sebeș, dar fiind un cartier de case unde locuiau bunicii mei, ne strângeam la câte un vecin și făceam aceste ateliere până la urmă, că acolo învățam să tricotăm, să coasem, să, nu știu, să facem cozonaci, că nu făceam turtă dulce, dar o încurcam pe bunica. Vă aduceți aminte părți din astea din, bucă, din copilărie care v-au rămas, dar probabil nu v-ați gândit la ele. Dar dacă cineva vă întreabă despre ele, le regăsiți în amintirile dumneavoastră? Nu este foarte... Uh... Complex activitatea pe care să spunem o aveam când eram uh, copil. Noi provenim dintr-o zonă de munte, o zonă izolată, noi până la urmă nici nu aveam foarte mulți copii în jurul nostru. Ca um, exemplu, ca să vă dați seama despre ce este vorba, um, casa părintească unde și-au stat și, și părinții mei până în 98 uh, este la o um, aproape 4 km de orice uh, Altă locuință Nu, nu, nu nu, nu. De Un mijloc de, de transport, transport De posibilitate de mijloc de transport Deci acei patru kilometri uh, Era distanța pe care o parcurgeam În fiecare zi până în clasa 8, -a. Uh, În 40 de minute coboram Și în două ore urcam Ca să faceți o, <laughs> o diferență Coboram cu liftul și urcam pe jos Să zicem așa uh, Activitățile erau destul de simpliste. Eu n-am avut posibilitatea să merg la grădiniță. Era prea departe ca să, să pot să mă deplasez la grădiniță și clasa 1-a, 2 -a, -a, fost destul de greu. Mergeau părinții cu mine, mă ajutau să, să, mai ales iarna, să, să urcăm. Știi că era greu de urcat pe zăpadă, erau zăpezi uh, pe vremea aceea consistente, uh, oricum mult mai consistente decât în zona asta. Tai că mă mergeam, făcea cărare ca să pot să ajung și eu să merg la școală sau să vin înapoi dacă, dacă ningea. Activitățile astea de, de socializare, făceam tot felul de, inventam tot felul de jocuri cu copiii, că eram puțin, nu știu, șapte, opt, zece copii în zona în care, în care, am trăit noi. Mai apropiați, că, mă rog, toate satele alea de munte erau mulți copii, erau chiar și școli pe, pe vârful dealului, pe vremea respectivă, dar uh, erau destul de departe unii de alții. Erau, inventeam tot felul de lucruri, inventam tot felul de, de uh, să zicem, mijloace de joacă sau până la urmă, uh, cum să zic, cred că așa asta ne-a ne ajutat să uh, la dezvoltare uh, personală când îți făceai un cărucior din temice butuci de lemn care a, nu aveai acu, cum sunt acum tot felul de, de mijloace de tăiere, cu fierestreul la de mână, cu găurie, cu burghiu de mână, chestii de, de, genul ăsta pe care eram foarte încântați că reușeam să mergem cu căruciorul ăla care mai că era roată pătrată decât roată rotundă, de dar... Au fost vremuri când chiar ați inventat roata la un moment da, dat. cred că noi pe acolo a rămas în urmă și o inventam. <laughs> uh, uh, schiuri de uh, legate cu... Uh, erau uh, Câte butoaie ați stricat la tata ca să vă faceți schiuri? noi de general stricam lui bunicul. Nu îndrăzneam. Nu mă, îndrăzneam. Dar, dar, cred că severitatea era mult mai consistentă acolo la noi decât la voi în zona asta în care mai făceați tot felul de năzbătine. Nu ne permiteam să furăm cârnațul din, din afumătoare, <laughs> să, să mergem să l împărțim <laughs> între copii. Îl împărțeam, dar cu știința părinților, că știam că Pedeapsa era atât de, de aspre. Că care era cea mai dură pedeapsă care putea fi primită? Uh, nu mi-amintesc așa de... Uh, cred că cred că um, Dojana și mă rog, că nu mă lăsa să mă duc la alți copii, cred că erau uh, foarte um, aspre. Că nu prea îndrăzneam să, să calc în străchini. Să spunem așa, să o iau pe alătură. N-am fost atât de cuminte. La mine bătaia a fost ruptă din soare. Iubesc pe mei, dar n-am fost un copil atât de, de da. minte. Acum, nu vreau să promovez chestiunea asta, dar totuși am luat bătaie. Nu îmi pare rău că am luat bătaie. Până la urmă, cred că și simțeam că urăs pe taie când o să uram pe da, ai mei, da. dar una peste alta, lucrurile... Ne-au nivel... făcut oameni până la urmă da, da, da. În societatea de astăzi nu nu mai e voie Și e foarte bine că nu mai e voie Pentru că să ajung la măsuri Nu știu, parcă pe vremea aceea glumim Eu am impresia că ne băteau cu, ne cu echilibru Adică bătaia, dacă stau să mă gândesc la ce se întâmplă La ce vedem la știri Că se întâmplă între copii la școală era o bătaie, dar nu era ură. Adică nealtoianii ni se părea că vai de mine ce bătut am luat, dar nu era o bătaie cu ură. Cred că asta face diferența. Eu, de eu, eu am o altă teorie, să spunem așa, din punctul ăsta de vedere. Societatea a evoluat, până la urmă elementele educative ar trebui să fie mult mai consistente și atunci fiecare părinte să aibă alte mijloace. Uh, să găsească prin tot felul de, de să, mijloace diferite, nu aia de bătaie. Nu, acum nu spun că erau uh, nu, fără nu școală să fără așa și când de aia băteau. Da, nu, bun, acum ai, cum să zic, dacă scrii pe Google cum să, uh, să mi duc copilul, ai o mie de variante. Uh, cum să pedesesc copilul? O mie de variante altele decât cele să le... Să decât bătaia. Le, decât bătaia. Cum să vă spun? Noi uh, trebuie să ne adaptăm și până la urmă societatea a evoluat, așa a evoluat, așa trebuie să, să funcționeze. Că uh, noi avem tendința de, de a păși un pic în fața societății, aici, aici e o problemă, în sensul că a evoluat societatea. Noi trebuie să mergem în ritmuri, dar nu ne trezim noi de ștept să fim noi mai șmecheri decât evoluția societății. Mai catolici că atunci, decât papa. At atunci se defectează lucrurile. Ca exemplu, uh, ca și părinți de copii, suntem mai deștepți decât ce spune școala și știm noi programa școlară cum ar trebui să fie și lorile de la care să, să înceapă cursurile. Da, bun. Astea sunt mici disfuncționalități ale societății, nu trebuie să. Uh, ne, cum se, le luăm în considerare, dar nu trebuie să, chiar să ne, că ne, ne supere. Uh, astea sunt realitățile. Sunteți părinte. Dar până acolo, cea mai frumoasă amintire din această perioadă a iernii. Uh, ce, ce vă aduceți aminte și ați vrea să păstrați? sau Dacă ați avea uh, acces la uh, mașina timpului și v-ați întoarce în copilărie, tăiatul porcului, colindatul, nu știu, uh, un obicei din zonă care ați vrea să-l uh, retrăiți. Care e cea mai frumoasă amintire din această perioadă de Crăciun? Per? ansamblul, amintirile copilăriei cele mai consistente sunt legate de perioada asta. Perioada asta de, de iarnă. O perioadă grea acolo la noi, probabil că și asta a arcat, dar și atmosfera de Crăciun. Deci deja când începea să ningă Uh, parcă trepidam că gata, vine Crăciunul. Ah, chiar dacă ninja de multe ori prin octombrie, Correct. da, gata. Dar vine. ne visam de da, la vine Crăciunul, vine Crăciun, vin cozonacii, vine crnații, se taie porcul, se colindă, mergem și uh, 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 câștigăm bani la da, Colindă. Da, 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 uh, 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 ne făceam mult... deja planuri ce ne cumpărăm. Da, da, tot felul de, de, de planuri, ne făceam. Uh, 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 repetițiile la colinde, la iroz, la, știu eu, la capră. Acum parcă mi-am amintit că nu neapărat traumatizantă, dar cea, o amintire foarte consistentă când a venit când îmi aduc eu aminte că a venit capra și m-a speriat rău de tot, că nu îmi desneam seama. am, Da, a venit, a pus schemele alea, mai ales că eu eram cel mai mic din casă, a venit spre mine, a clămpănit și m-a speriat rău. Acum, uh, și chiar îți mulțumesc că mi a adus aminte de, de o de, astfel, de. Sunt amintiri pe care le ascundem, nu ne dăm seama că le-am avut, dar undeva? sunt acolo. Și de foarte multe ori întâlnesc cu oameni uh, uh, și am întâlnit. Uh, oameni în, pe parcursul vieții mele care povestesc cu drag de aceste întâmplări din copilărie pe care noi nu le aducem în în, activi, în activitățile noastre de zi cu zi. Și de ce spun asta? Am întâlnit oameni care în urma unei astfel de discuții, după un timp l-am reîntâlnit și zice Știi, m-a întrebat, uite, mi-am dat seama că mi-ar plăcea să fac aia. Pentru că viața, pe mine personal, m-a învățat că copilăria rămâne acolo, păstrată, am pus-o sub cheie, pentru că e perioada probabil cea mai frumoasă din viața fiecăruia încercăm să evoluăm, să tindem către a impresiona pe cineva, depinde pe cine, știți că ziceți, alegi destinul, da, da, vine liberul arbitru și tot stai de pe linia aia vieții, tot stai, depinde cât alegi să stai în câte o stație. Și mereu vrem să impresionăm pe cineva și uităm, de fapt, de unde am plecat. Intervin părinții, vrei să impresionezi, să iei note bune, pe urmă profesorii, pe urmă șefii, pe urmă la locul de muncă colegii. Și mereu uităm care e cea mai frumoasă perioadă din viața noastră și cum suntem de fapt, pentru că noi de acolo plecăm. Ce, ce uita, o emisiune de genul ăsta sau o întâlnire de genul ăsta trezește multe uh, amintiri. Chiar uh, acum, am no, suntem și la o televiziune, dar mi ca uh, o, o, o perioadă importantă a vieții care mi-a rămas așa, am imaginile. Uh, repetând că într-o zonă de munte izolată, foarte târziu a fost -a introdus curentul acolo. Corect. Și, uh, mă rog, aici ca o paranteză, Taie meu cu un vecin într-o noapte, au mutat stâlpii de pe un traseu, l-au dus pe, pe traseul pe care ducea curentul la noi. Era o faptă gravă, așa, pe vremea comunistilor, dar până la urmă, tot trebuia să facă curent acolo. Eu nu știu, cred că cum din asta, eu am liniștit și am avut curent înaintea altora acolo. Și, mă rog, din ce puteau ei să facă, din brânză, lapte și din asta. Uh, au cumpărat televizor și uh, veneau la televizor, la țin minte acum, mi-aduc aminte, televizor al negru cu lămpi uh, pus acolo în casă, și uh, două, trei băncuțe, plus o scândură pusă uh, și stăteau ca la cinematograf, veneau uh, la uh, familia, uh, la Dallas sau, da, la, sau la Stan și Bran, uh, uh, da. veneau și să uita la noi la televizor. Bineînțeles, veneau cu copiilor, că veneau adulții în general, dar cu copiilor și noi ieșam. Țin minte că într-o într seară, mă undeva 4-5, când deja se nota, eu am venit mai repede că nu știu, filmul sau era mai. și. Până a ajuns să ne uităm la televizor, eram toți luari că prin zăpadă, că ne-am dat peste cap acolo prin, prin zăpadă. Momente frumoase, care cred că nici n-am știut, sau putut nici copii din ziua de azi, momentele frumoase ale, ale copilăriei, nu le apreciază atât de mult își doresc să devină oameni mari, să fie, să fie ei pe banii lor, să câștige, Carac. să facă să așa. Eu tot timpul le spun, aveți răbdare să treacă cât mai încet timpul, să fiți cât mai mult în perioada asta, pentru că așa de uh, mult o să vă pară rău că n-ați profitat la maxim de perioada asta de inocență și de de lipsă de griji sau cu griji mai puține, că grija aia de a învăța, de a lua un examen, de a merge la ore, nu este o grijă chiar atât de mare cu grijile care le rezervă viața după ce ajunge adult. Um, și acum ne întoarcem, mergem un pic uh, în tinerețea uh, dumneavoastră, uh, adolescența. V-ați gândit în anii aceia că veți ajunge să faceți politică? V-ați gândit, v-ați dorit copil fiind, uitându-vă la acel televizor cu lămpi că să aveți în dumneavoastră acel sentiment când voi schimba lumea? cred că nici, nici de visat n-am visat de cum să mă gândesc, că îmi fac planuri în sensul ăsta. Mai eram nici în... Până la începutul anului 2000, eu nu m-am gândit că fac politică. Eu aveam alte direcții, alte gânduri, alte activități. Ce-și dorea să fac Emil Râșteu, în afară de politică? Care era gândul, dorința tânărului Emil rșteu, ce visa să se facă când e mai rău. Deci, în primul rând, eu am mers la facultate la Petroșani uh, oarecum și de grija uh, atunci, în 90, chiar în 90 după Revoluție, de grija uh, faptului că dacă nu intru la Petroșani, trebuie să mă întorc în Apuseni. acolo nu prea am ce să fac, uh, foarte izolat, după patru ani de stat în Alba Iulia, la liceu mi era foarte greu să mă întorc, că nu prea aveam în ce direcție să o iau și să stau un an de zile până să dau la facultate din nou, mi se părea un, un lucru destul de, de, complicat și atunci am ales, mă duc la Petrușan, că acolo intru sigur. Pot să spun, n-am avut foarte mare încredere în tinerețe în mine. Cred că și în prisma faptului că n-am fost niciodată un protejat, nici în familie, dar nici în școală, să spună, să te mai încurajeze uh, profesor. Fac o paranteză profesorul de matematică care uh, târziu am aflat că el mă aprecia și îi spunea părinților este în regulă dar mie nu mi-a spus niciodată și eu am, am trăit cu impresia la vremea respectivă că uh, va fi foarte greu să intru la facultate și mă duc la mă duc la Petroșan că știam că atunci să intra cu note mai mici și uh, Nota cu care am intrat, că atunci era un examen. Să da, se cum. intra cu examen. Uh, intram uh, la facultățile la Sudură, unde îmi doream, intram uh, în prima jumătate. Da, mă rog. Uh, asta a fost alegerea, nu-mi pare rău. Așa am Dumnezeu să, să merg în direcția asta. Uh, n a fost un. N-am prea avut încredere în mine. O perioadă până când am început să evoluez în zona privată și am văzut că, până la urmă, dacă mă străduiesc, când vezi locuri. N am, n -am nu, sunt, nu eram foarte abil să fac ceva cu mâinile mele, dar uh, mi-am dat seama că, prin exercițiu. Da, correct. Și, în primul rând, să-ți pui mintea la contribuție, până la urmă, și cum străști cu mâna dreaptă sau cum pui mâna dreaptă, dacă îți pui mintea la contribuție, știi că trebuie să pui de acolo, nu de acolo. Dar, um, oricum, ca idee, nu mi-am făcut planuri uh, din astea mărețe. Uh, adică, nici, nici nu mi-a trecut prin cap vreodată că aș putea intra în politică în perioada de facultate sau uh, când am început. Uh, ea a lucrat în uh, ca angajat în zona privată, uh, și, pe urmă, am evoluat în, pe cont propriu, în privat, la Băcia. N-am avut nicio, nicio, cum să zic, uh, atracție nicio... față de politică, de ce se întâmpla. Nu, nu analizam. Așa e și acum multă lume. Doar uh, am fost capabil să iau decizii, chiar îmi zicea frate, mai acum jumătate de ani, ce tu și cu nevastă mea. Ați avut capacitatea pe parcursul vieții așa să luați niște decizii tranșante, așa, fără nicio conseg. Cei din jurul vostru că au cam uitat la voi, așa, și s-a dovedit că ați făcut... Uh, alegerile bune. Uh, ați avut capacitatea, chiar dacă n-ați făcut alegerea bună, să treceți peste. Că până la urmă uh, și e, asta este important. Da, ia o decizie... Și dacă am greșit-o. nu în toată ziua. Merg înainte, mă, supraviețuiesc, nu să termină lupta cu o greșeală. Până la urmă, dacă în balanță, mai multe decizii pozitive și mai puține negative, tot în partea binelui stai sau în partea consistentă stai. Am, am făcut niște, zi, niște decizii. Ca exemplu, m-am lăsat de a lucra la o firmă Pot să spun prima Telecom, că nu mai există nu mai. Există. De, nu mai, nu mai am, am plecat de la ei, de la firmă și m-am apucat de agricultură. Mă știa lumea de tractoristul Lupanța, pe la Băcia vreo 2 ani de zile, <laughs> când am ajuns primar. Uh, pe urmă, decizia de. Al, uh, bine, aici a fost un pic susținută de, uh, de socrii mei sau socru meu de a. Uh, Uh, I-aduce pe părinții mei la băcia o decizie uh, foarte bună, și până la urmă, uh, mai ales că Maică mi-a avut posibilitatea să, să opereze de fiere, au trecut peste o perioadă din asta mai, mai Complicat. compl complicată. Mă gândesc că uh, dacă nu eram acolo, cum să nu pot să spun că am, făcut, am avut nu știu câtă grijă de ea aici, la băcia, doar că am fost acolo și am zis, no, gata, mergi la spital. Dacă, Dacă era mergeam acolo din la când munte, în când, poate da, că se ferea să spună cât de mult sufere și nu o vedeam și. Da, mă rog. Vor mai lua decizii de a, de a candida ca și primar. Asta a fost așa o chestiune de. o, doc, o doamnă doctor în barbă, că și acum mai mulțumesc. Desea m-a luat așa cu soțul ei, bă, nu vrei să candidezi, m-a luat așa pe sus. Nu, nu prea mai recunoaște familia, dar din familia nu au fost de acord să candidez ca primar. Ei după au să le mai reproșesc și le mai arunc câte o pastilă de genul ăsta. nu, că te-am susținut întotdeauna, dar nu, nu prea au fost ei fani atunci la, la ideea asta de a candida. Urmă, decizia cu uh, să vin independent la Siveria. Uh, acum, după ce am încheiat cu administrația locală în 2020, în asta să plâng pe marginea drumului sau să mă uh, uh, milogez pe la unii pe alții, haide și mie a de, de lucru. Am fost, într-adevăr, am lucrat o perioadă uh, în zon, tot în zona publică ca și consilier, dar am dezvoltat o activitate privată care... Nu, uh, da, știm, uh, o să vorbim despre ea uh, într-o altă emisiune, dar ne oprim uh, din... Am o întrebare uh, pusă de un telespectator... Panța uh, v-a influențat uh, în politică, în deciziile politice pe care le-ați luat? Uh, nu, l-am influențat eu pe <laughs> zona politică. Asta a fost o chestie... Uh, eram uh, perceput ca și... Um, am spus tractoristul lui Panța, până mi-am făcut un fluturaj de campanie. Un uh, din ăla cu cerneală, pe hârtie, cu imprimat pe J de cerneală decât dacă lumezeai un pic să făcea praștie. nu, nu recunosc că a încercat să influențeze, dar am destule exemple pe parcurs că una Deciziile pe asta, au fost bune, bune a, a, încerc, a încercat să mă influențeze, dar nu. Dar nu a ieșit. Ca și că și noi, mai în vârstă, încercăm pe ea mai tine să influențe, că știm noi, că noi deștepți aia, cu experiență în spate, dar nu totdeauna să potrivesc experiențele alea din... A zice că <coughs> suntem asta suma experiențelor noastre. E, e, adevărat că se, tot o vorbă din bătrâni spune trebuie să dai cu capul de pragul de sus, ca să. adică trebuie să trăiești anumite experiențe. Dar mie mi se pare că, la un moment dat, fiecare om pe care îl întâlnim în viață, e suma unor experiențe. Și mereu spun, dacă eu am avut o experiență și ai de unde învăța, că fiecare om e o lecție, o binecuvântare sau o întâmplare, nu, nimic nu e întâmplător în viața asta. Oamenii pe care îi întâlnim, dacă ai făcut a făcut, n-a fost bine. Eu de ce își repeta aceeași chestie? Adică ar trebui totuși să învățăm din experiențele până la un punct, din experiențele celor de lângă noi. Bună dimineața, Edi Hinț, îți mulțumim că ne transmiți. Bună dimineața și ești alături de noi. O salutăm și pe Tanti Maria. O întrebare, dacă mai avem și pe Bia, o salutăm, da? Mulțumesc, Rosi. O întrebare, pentru că nu mai avem decât vreo șapte minute de emisiune, nu știu dacă mai sunt șapte minute. Așa se întâmplă aici, la gura șemineului. Ne, se arbează timpul. Ai văzut? Vrem să. Dacă fi mașina timpului, așa, eu rămân la mașina timpului și am merge în trecut. Ce-ați schimba din deciziile? Dacă ați avea puterea să vă întoarceți în trecut, ați schimba ceva? Există un lucru. Știți că peștișorul au ne de trei chestii. Mașina timpului poți să o folosești odată. Ar fi un lucru pe care l-ați schimba în trecutul dumneavoastră? Nu-mi vine nimic în minte de, de schimbare. Evoluția mea, așa cum a fost, este în regulă. Până la urmă și ceea ce a rezultat în spatele nostru a mers la Cristinei, cele două fete, evoluția lor este foarte bună. Nu îmi vine în minte ceva anume care ar trebui să schimb. Nu știu, poate când uh, eram mic, cu frustrările financiare, să spunem așa, era serialul ăla cu uh, Mirabela, Arabela, da, cu, inel, cu Inelul. am trăit. Da, uh, Mă gândeam că dacă aș avea inelul aș aduce niște bani, să avem acasă bani mai mulți, așa. Acum n -aș, Nu mai. Nu, nu, nu e un, o prioritate pe chestia asta financiară. Până la urmă, dacă ne străduim, facem noi banii mai mulți, mai puțin. dar îi facem. Nu, nu ne trebuie un INEL. N-aș avea ceva major, nu știu. Mi-a rămas sub minte o chestiune uh, și asta oarecum mă macină acum, bunicul meu, uh, uh, că pomenit de la începutul emisiunii, s-a tot străduit să meargă, noi eram pe un deal și el trăise mai mult de jumătate de viață pe alt deal, în mijloc uh, Arieșu, Bistra, centru. Și în momentul în care uh, s-a apropiat să uh, moară, avea 80 și ceva de ani, 86 de ani, tot a zis eu vreau să mă duc acolo la, la mine, vreau să mai văd alte locurile. Și când s-a dus acolo, uh, nici nu s-a mai întors înapoi, acolo a decedat. O chestiune care m-a marcat și mă marchează și acum și de aia o și spun, că sper să nu se întâmple, că mi tot zice că vrea să o la bistra, și că am tendința asta, bă, să nu-l duc, dar o spun, o spun și public, sper să nu, întâmpl, să nu, se întâmple, nu se întâmple lucrul ăsta, o să-l duc cât se poate de repede să duc la bistra că nu, tot spune, m-aș mai duce pe acolo să mai văd ce mai Într-adevăr, am și un pic de reținere de a duce, că eu am mai fost, zona s-a împădurit, e destul de... de, sălbatică zona. Bine, acum se poate ajunge cu mașină 4x4, ajungi până acolo am mai făcut mici drumulețe. O să-l duc în primăvară cu siguranță, când, în perioada încă, când nu am mult de lucru. Și să spunem așa, poate că, mi-a rămas asta cu bunicul, poate că dacă ar fi să schimb, nu știu, nu l-aș lăsa să, să, meargă atunci, l-aș mai ține câțiva ani, Și să meargă să-și vadă casa unde s-a născut. A fost un, eram la ceva distanță față de el, dar când, uh, când mă duceam acolo, era cu uh, murise soția și era cu, stătea cu altcineva. Ți -mi minte că stăteau la, la gura sobei și fumau țigări din astea așa consistente, dar tot timpul avea ceva ce să ne dea. Când mergeam ori eu, ori fratele, ori restul nepoților, tot timpul avea nu știu, din ce aveau ei acolo, un măr, o prăjiturică, o chestie de... Foarte frumoase amintirile din copilărie, o salutăm pe doamna Cristina, o salutăm și pe fica dumneavoastră, le așteptăm cu drag aici la Dale Dimineții. Îmi doresc o emisiune cu familia Rășteiu, sperăm în primăvara anului viitor să povestim ce înseamnă nu, să fie antreprenor. Nu, nu, nu nu fac o astfel de promisiune. Fiind o persoană publică și implicată în politică, nu vreau să amestec, adică nu vreau să să scot... Și nici ei nu vreau familia să iasă pu în public Eu am o familie frumoasă cu care mă mândrez Dacă le doresc la cineva binele Nu pot decât să le doresc să aibă o familie ca așa mea uh, Și le este suficient Dar nu vreau să fie uh, scoasă în, în evidență public la, e, Își văd de treaba lor nu se, spune, nu se zice niciodată niciodată, că nu se știe <laughs> Bine. Nu se știe, nu avem de unde știi uh. Ce le-ați transmite uh, prietenilor? Mai avem exact un minut. Uh, în 30 de secunde, ce le urați celor de acasă cu ocazia sărbătorilor? Da, nu am nevoie de foarte multe secunde, de ales și epuizez 15 și spun în câteva secunde că le doresc tuturor să aibă parte de sărbători cu oamenii dragi care îi au alături de ei și un an viitor cu sănătate. De aici provine tot binele pe care și l poate dori cineva. Să fie de sărbător cu cei dragi, să aibă sănătate în fizică și psihică și cu siguranță vor găsi soluții să o ducă bine și să fie mulțumiți fiecare cu ce are, că până la urmă fuga asta după toate nebuniile, nu știu dacă e chiar așa de, de benefică. Da, mulțumim pentru prezența dumneavoastră la Dale Dimineții. Vă așteptăm cu drag aici Mulțumesc. de fiecare dată. O să ne revedem curând, dragii mei, cu domnul Emil Rușteu, că am rămas undeva la amintirile Crăciunului. O să vrem să vedem cum a evoluat ca om să ne povestească din dorințele domniei sale ce-ar schimba dacă nu a zis că nu vrea să schimbe nimic, dar poate vrea să schimbe viitorul, știți, dacă nu vrea să schimbe trecutul. Despre asta într-o emisiune viitoare, că acum l-am întrebat dacă schimb, vrea să schimbe trecutul. Data viitoare să ne întreb, vreți să schimbați viitorul? Și o să vedem ce are de spus. Uh, până atunci, uh, sâmbătă, mergem la Renault. Și îl rog uh, pe Rossi, uh, it's time it's the time for the dance uh, Marius Vitan uh, pe limba noastră Marius Vitan, echipa de la Reno ne invită să dansăm pe ritmuri uh, cât mai alerte dragii mei să mai schimbăm așa atmosfera o salutăm pe Roxy, îl salutăm pe Alin le mulțumim că sunt alături de noi și ne așteaptă sâmbătă echipa de la Reno uh, aici, nu foarte departe aici în, în centru de vei dragii mai poate ne întâlnim să stăm la o poveste. Dacă avem prieteni, ne lăungași și mergem în arenă. Dacă nu avem prieteni, putem să deschidem ușa la lui și a lui Alin și a Roxanei, pentru că cu siguranță ne putem face prieteni noi. Rămânem în perioada tradițiilor de Crăciun și dacă vreți să vă aduceți aminte de gusturile copilăriei, mm, ignatul tăiatul porcului, mergem la bunătăți de Hunedoara. Casa în piața agroalimentară, magazinul Bunătăți din Punedoara, ne oferă tot, toate aceste bunătăți pe care le vedeți arată impecabil, dar și au un gust deosebit, dragii mei. Bianca ne-a spus că ceea ce ei produc și mănâncă, deci cu siguranță sunt făcute cu multă dragoste și pasiune și cu respect pentru noi cei care le consumăm. În amintirea, dacă nu tăiem porcul acasă, putem să gustăm, să ne luăm, să gustăm, să avem o masă îmbelșugată de Crăciun. ca Casa Țurcanu, piața agroalimentară, bunătăți din Hunedoara. Și nu în ultimul rând le mulțumim celor de la Brutăria Mercurian pentru că sunt alături de mine în fiecare dimineață, pentru că sunt alături de invitații mei, îi pot trata cu cele mai gustoase dulciuri și nu doar pita din cetatea orăștiei este pita pe vratră, este recunoscută și o să vedeți despre ce este vorba în câteva zile, promit să venim și cu dovezi de ce spun asta. Mulțumesc Flavia, mulțumesc Neluțu, mulțumesc tuturor celor de la Bruteria Mercurian și dacă nu ajungeți la orăștie pe ecran vedeți punctele de livrare, supermarketurile unde găsiți produsele de la Bruteria Mercurian, undeva în Simeria, în Alba, în Sebeș, în, nu știu, în grămadă de localități din județul Hunedoara și Alba. Până mâine, felicitări pentru această emisiune și eu vă mulțumesc că ați rezistat și ne urmăriți cu atâta stăicism în fiecare dimineață luni dimineața, o ediție mai altfel, avem alături de noi un interpret de muzică populară, pe Robert Târnăveanu. A venit de la Sibiu, dragii mei, să ne colinde. Îl așteptăm cu brațele deschise, îl iubim, îi spunem îi... Colinzii de la Târgu Jiu. Așa e. Robert ne-a dezvăluit că colinzile pe care el le cântă sunt din zona Târgu Jiului. Valea Jiului. Am înțeles, mă corectează Zorosi, îi mulțumesc. Deci, luni dimineață. Robert Târneveanu aici la Dale Dimineții. Până luni dimineață, dragii mei, eu pot doar să vă spun simplu, vă iubesc și sunt convinsă că sufletele voastre sunt pline de iubire și de bunătate și nu am decât o singură dorință. Încercați să dăruiți, uitați de orgoliu și dăruiți celor dragi puțină iubire. Vă iubesc!